Arhimandritul Timotei Bel a fost ales în această demnitate de Sfântul Sinod în ședința de lucru din 24 mai, îndeplinind până la acel moment funcția de exarh al mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Potrivit programului anunțat de Eparhia Maramureșului și Sătmarului, la evenimentul de sâmbătă va fi prezent Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sâmbătă seară după vecernie va avea loc slujba de ipopsifiere de la ora 19. Programul liturgic de duminică va cuprinde la ora 9 mărturisirea de credință făcută de părintele Ipopsifiu, la ora 9:30 Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii și hidrotonia în arhiereu, la ora 12 ceremonia de instalare. Potrivit Bazilica.ro, arhimandritul Timotei Bel s-a născut în 13 ianuarie 1974 în localitatea Rohia, județul Maramureș, din părinții Augustin și Anastasia, primind la botez numele Cristian Simion. A fost uns într-un monahism la mănăstirea Rohia în 1994, fiind hirotonit arhimandrit în anul 2005. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea în 2000. Din anul 2007, Timotei Bel a fost starețul mănăstirii Scărișoara Nouă. Din 1 februarie 2006 a îndeplinit funcția de exarh al mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. În 24 mai a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în locul preasfințitului Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.